Tribunalul București a dat astăzi sentința în cazul dezafilierii echipei FC Universitatea Craiova. Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, și Mircea Sandu, fost președinte al Federației Române de Fotbal, au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare. Potrivit ProSport, cei doi foști șefi ai fotbalului românesc au primit câte o amendă penală de 800.000 de lei și câte 100 de zile de muncă în folosul comunității. Și instituțiile care coordonează activitatea fotbalistică din România, LPF și FRF, au primit amenzi penale câte 370.000 de lei fiecare. Adrian Mititelu și FC Universitatea Craiova trebuie să primească despăgubiri în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de lei, adică peste 220 de milioane de euro. Sentința nu este definitivă. Juniorii sub 17 ani ai CS Universitatea Craiova au pierdut cu scorul de 1-4 partida disputată ieri la Ișalnița în compania echipei Pandurii Târgu Jiu, contând pentru semifinalele Cupei României Elite 17. Golul Craiovei a fost marcat de Lucian Buzan la începutul reprizei a doua, când scorul era 2-0 pentru Pandurii. Visul s-a terminat aici. Ca și în finala campionatului național, suntem în primele 4 și din Cupa României. Din păcate am ieșit după un joc foarte slab. Felicit echipa Pandurii, a fost mult mai pregătită, mai motivată decât noi, din toate punctele de vedere. Asta e fotbalul. Se putea mai mult totuși? Au fost băieți obosiți? Nu știu, nu mă așteptam, vă spun sincer că nu mă așteptam, dar nu pot să-i controlez în totalitate. Da, au fost 10-15 minute, după care am făcut aceleași greșeli ca în prima repriză, pe contraatac. Nu știu, echipa adversă a speculat spațiile libere și asta e. După părerea mea, s-au întâlnit cele mai bune două echipe din seria de vest. După cum ați văzut, seria de est a fost, cel puțin în cupă, a fost inferioară ca și rezultate, inferioară ca și valoare până la urmă. Asta este, mergem mai departe, sperăm să dăm lovitura și în final. Piața Mihai Viteazul din Craiova a găzduit în weekend al doilea turneu din circuitul național de streetball 3x3. Au participat 60 de echipe care s-au înfruntat pe categorii de vârstă. Cea mai bună s-a calificat la turneul final programat în luna august la București. Este vorba de formația sârpă Olimp Belgrad, cu 4 jucători din top 50 mondial în echipă, care a învins în finală pe We Got Game. Este vorba de o echipă alcătuită din jucători care au evoluat la SCM-ul Craiova, frații Corneanu, Andrei Damian și Mihai Gavrilă. Sârbii au câștigat cu scorul de 22-14. La feminin, Radevils a fost formația de pe primul loc. Au mai existat competiții pentru băieți la categoria de vârstă peste 35 de ani, iar pentru juniori sub 18 și sub 14 ani, atât la fete cât și la băieți. Anul 2016 reprezintă un moment important pentru pasionații de basket 3x3, întrucât în urma acestui sezon se va lua decizia privind includerea basketului 3x3 în programul Jocurilor Olimpice la ediția Tokyo 2020.